Reprezentantul fundației Konrad Adenauer a ajuns la Constanța pentru a discuta despre urmările pe care comunismul le-a lăsat în societatea românească. Deși s-a scurs un sfert de veac de la Revoluția din 1989, Sven Joachim Irmer consideră că acesta este un subiect cât se poate de actual. Tranziția de la comunism nu este încheiată, iar România are în continuare un drum lung în față. It's a constant fight to work on that. It's not about like that we don't have the example in East Germany. It's still there. Even 25 years, I can tell you, is not really a long time to change habits, especially when there's not really much pressure from outside. Even the European Union cannot fix this problem to help Romania to speed up in the transition process. It can only be done by the people. Conferința susținută de Sven Joachim Irmer se încadrează în suita de manifestări ce aniversează 25 de ani de consacrare universitară la Universitatea Ovidius din Constanța.